Кра. 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 Кра, 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 кра. Бă, haide-mă odată, schimbă-și tu melodia asta stupidă, că mă trec toți fiorii doar când aud. Da, zici că e Halloween din nou. Da, stați bre, vi se pare că m-am lăsat de manele peste noapte sau ce? E blocată cumva drăcovenia asta pe toate posturile și nici să-l închid nu pot. Ce dracu are? Bun, și ce mai faceți, copii? Auziți? Da, cu muzica asta ciudată, ce? S-a lăsat abii de manele? Nu știm! Da, și vremea asta de afară e totul verde și cețos. Nu înțeleg, ce se întâmplă? Vine oare apocalipsa? Păi, articolul 13 a fost aprobat, deci probabil tot ce facem noi acum va dispărea când... Jimmy? Fă? Unde a dispărut Jimmy? Nu știu, fă. Acum o secundă era acolo. Auziți? Doar nu credeți că a dispărut pentru că a vorbit de... Muzice! Well, orice ar fi, copii, trebuie să-l găsim pe Jimmy. Să aveți grijă să nu cumva să mai spuneți... Nu! Știți voi ce? Acum, haideți, cred că am o idee unde ar putea fi Jimmy. Deci, copii, fiți atenți aici. Am o teorie. O teorie pe care să nu mai spuneți la nimeni. Pe care am citit-o în comentarii la episodul trecut. Cum că... directorul ar putea fi Thanos? Da, da, și asta, dar nu. Ce vreau eu să vă spun e că de la un timp, directorul se comportă destul de ciudat. Adică vorbește ciudat, arată ciudat și dacă nu ați putut observa și voi, are dracu mâna lui Thanos, o capă de maestrul întuneric și fum verde care iese de sub ușă. Nu vi se pare și vouă ciudat un pic? Păi, nu știam cum era înainte și mă gândeam că e doar el așa mai extra. Nu, nu, nu a fost așa dintotdeauna. Înainte era bun, cald, avea grijă de școala asta. Acum e doar malefic. Păi bun, și ce facem aici atunci? Suntem aici să-l luăm pe Jimmy înapoi. Dacă teoria mea este corectă, aici ar... Da, auzi, boss. Tu nu crezi că ne poate auzi vorbind toate lucrurile astea stând la efectiv 2 cm de ușa lui? Nu știu. Zic și eu. Tăcere, intrați. Ți-am zis eu. Da, domn director? Ne-ați chemat? Da! Ce mama naibii căutați în fața ușii mele? Și ce doriți de la mine? Păi... Să ne-l dai pe Jimmy înapoi, creatură hidoasă și fără scrupule, că de nu... Că de nu ce? Adică stai, teoria mea a fost corectă? Tu ești de vină pentru toate astea? Ajutor, bă, Vijay, careva, să mă scoată de aici! N-au ăștia strop de bere, bă, nu mai suport! Jimmy? Dai drumul imediat, ce ți-a făcut el ție? El? Nimic spre deosebire ce o să vă fac eu vouă dacă nu plecați de aici în momentul ăsta și uitați tot ce ați văzut. Fă, dar tu unde te crezi, mă, la măta acasă să faci regulile și... Ia dă-l tu pe Jimișorul înapoi dacă nu vrei să se lase cu scandal. Că altfel aduc brigada de băieți pe capul tău și... Și ce, muritorilor? Voi nu înțelegeți că nu mai are niciun rost să încercați? Articolul 13 a fost aprobat. Eu am jurnalul și pe Jimmy. Iar voi... Voi încet, încet o să dispăreți în neant împreună cu... cu toate videoclipurile voastre și atunci eu o să cuceresc lumea! Cucerește asta! Ah, nu mai pot să văd! Haideți, repede! Voi luați jurnalul și eu mă duc să-l scot pe Jimmy de acolo! L-am luat! Ah, copii nenorociți! Nu o să scăpați cu asta! Dracu, se deschide chestia asta. Aha. Haide, trebuie să tulim de aici. Dă mâna. Haide, să ieșim. Ajunge. Mi-a ajuns. Voi, netrednicilor, crezi că puteți să scăpați așa de ușor? Da. Nu aveți nicio șansă în fața mea și știți de ce? De ce? Mersi pentru întrebare, Mimi. Pentru că jurnalul ăla îmi aparține. Vulture, du-te! Abi, repede, bagă jurnalul la loc sigur. Stai, ce-ai făcut? Acum cum îl mai scoatem de acolo? Păi mi-ai zis să-l pun la loc sigur și mai sigur ca acolo, sincer, nu știu unde ar putea fi. Nu!
ce ați făcut? O să plătiți pentru asta!